Bună ziua! În acest video o să facem o revizie la un ATV de 125. O să vă arăt cum se întinde lanțul. La modelele de ATV cu transmisie pe lanț, care nu au întinzător de lanț, periodic se mai trebuie verificat lanțul și întins. Acesta se întinde și dacă este prea slab o să vă sară și vă distruge și pinioanele. Pentru aceasta, la acest ATV, este nevoie să îl suspendăm. O să-l punem pe o capră, ca să umblăm mai ușor. Ok. Așa. O să-i slăbim cele patru șuruburi de prindere de la axul de spate. Deci avem două sus și două jos. Apoi vom da de aceste șuruburi pentru a răsuci puntea și să întindem lanțul. Pentru aceasta avem nevoie de 12 și 14. Ținem contra și desfacem. Okay, la fel la toate cele patru șuruburi. Ok, la fel și la cele de jos. Ok, și ultimul șurub. Gata. O să slăbim puțin pe acesta. Și acum vom strânge de aceste șuruburi. Avem nevoie de un 13. Ambele și apoi vom strânge contrapiulița. Verificăm lanțul. Ok, deci trebuie să fie puțin, să aibă puțin joc, dar să nu fie prea slab. Așa, și acum strângem contrapiulița. Și în partea aceasta, vezi că aici este băgată invers. Ok, strângem contrapiulița.
Ok. După ce am strâns și contrapiulița, strângem la loc cele patru șuruburi. Acestea trebuie strânse foarte, foarte tare. Periodic, oricum toate șuruburile ar trebui să le verificați. În special la care trebuie să vă uitați. Ok, deci le strângeți cât de puternic puteți acestea. Pe partea aceasta avem și apărătoarea de la lanț. Aceasta, după cum vedeți, este prinsă de șurubul acesta de fixare. Aveți grijă când strângeți ca să nu se deplaseze să atingă de lanț. Deci o strângeți în poziția în care să nu atingă de lanț. Le-am strâns bine pe acestea. Trebuie să mai verificăm. Aici la amortizor, la fel. Da, este strâns. Tot este în regulă. Pe spate am terminat. Acum o să ne mutăm pe față. Ok, pe față o să-l suspendăm la fel. Vom verifica șuruburile cu piulițele de la brațe, cel de sus, cel de jos, amortizorul, fixarea la braț în partea dinspre fuzetă, la fel în partea de sus, în partea de jos, tija aceasta de la fuzetă și de asemenea chiar și roțile. Nu strică să le verificați din când în când. Ok, o să începem cu partea de sus a brațului, unde se prinde de cadru. În partea dinspre motor avem un 14, iar aici în față un 12. Deci ținem și strângem. Ok. Suficient. La fel și jos. Ok. Acum amortizorul. Acesta este strâns. Partea de sus de la braț dinspre fuzetă. Ok, e strânsă. Și la brațul de jos la fel. Partea dinspre fuzetă. Ok, este strânsă. Acum tija de la fuzetă, la fel, aici o să luăm un clichet pentru că nu avem acces foarte bine cu fixa. Ok, în partea de jos avem un 17. Am strâns, totul este în regulă. Ok, la fel facem și în partea cealaltă. Începem cu fuzeta pentru că avem deja 17-le. Ok.
mutăm mai departe. Aici este strâns. Și în partea de jos. Aici uitați cât de slab era. Ok. La fel la amortizor. Este strâns. Așa. La braț superior. Ok. La brațul superior. Da. La brațul inferior. Și aici este slab. Ok. Și cam asta este revizia la acest model de ATV. Aici este ok. La acest model de ATV periodic trebuie să verificate șuruburile, deoarece din cauza vibrațiilor acestea se slăbesc. Dacă vreți să nu mai aveți probleme cu ele niciodată, este recomandat să folosiți niște shape grover de calitate. Vă mulțumim! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru a fi la curent cu cele mai noi postări.